Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit la noi pe canal. Noi ne-am iubit până acum. După cum vedeți și părul cum stă. Am făcut aseară baie la cap și am folosit acel ulei pe care vi l-am mai prezentat eu vouă, vi l-am mai arătat odată, în cazul în care n-ați văzut clipul acela. Am folosit acest ulei de la Moroccan Oil pe care eu l-am primit de la fetele mele dragi de pe YouTube și vreau să vă spun că, nu știu, îmi face așa un păr moale, 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 zici că nu e al meu. Și se și așează bine, după cum vedeți, nu i-am făcut nimic părului, așa stă el acum, dar chiar îmi place cum stă dimineața asta. Și trebuie folosit foarte, foarte, foarte puțin. Așa că dacă aveți și voi un păr sârmos și dacă vă doriți să arate bine și să stea bine fără să faceți mare efort, adică cu un minim de efort, vă recomand acest ulei, bine, și celălalt pe care îl folosesc eu mai de mult. Este bun. Acesta de la Hair Expertise cu ulei de argan. Haide, focus. Nu vrea focus? Așa. Acesta, dar acesta parcă i-a luat locul. Este dimineața de 11 astăzi când filmez și sper eu să reușesc să și postez astăzi pentru că mă duc la muncă la ora 12. Este 8 și jumătate ceasul, am reușit de am trezit și de fapt l-am trezit, s-a trezit și prințul și mergem jos să facem micul dejun, să mâncăm împreună și vreau să vă prezint ce am făcut ieri. Ieri am fost liberă și am fost la Primark, am fost pe la River Island, dar n-am filmat de la Primark, am filmat doar de la Primark. Am fost și pe la H&M puțin, dar am donat niște haine. Mi-am făcut o mie de nervi acolo pentru că nu mergea aplicația, nu mergea să-mi scaneze, hai la mami, nu mergea să-mi scaneze codurile de reducere, așa că trebuie să mă reîntorc săptămâna viitoare, dar nu-i bai pentru că n-am găsit multe lucruri la Primark din care îmi doream eu să găsesc, așa că va trebui să mă reîntorc pentru a-mi face cumpărăturile așa cum trebuie. N-aveam multe de luat, aveam puține pe listă, dar era prioritate Fabian. Voiam să-i cumpăr niște pijamale pentru că nu mai are pijamale și eu am mai cumpărat de la Primark și mi-au plăcut foarte mult și am zis, zic, hai, poate mai găsim. Am găsit niște pijamaluțe drăguțe, dar era o mărime mult prea mare față de ceea ce avem noi nevoie pentru Fabi. Fabi are un metru, adică merge pe 98 de centimetri și nu, aveam, acolo era o mărime mult mai mare și am zis, zic, nu-i mai iau ca să stau doar așa cu lucrurile în casă. Și trebuie să mă reîntorc. Stai cu mințel, mami, te rog. Și când mă voi reîntoarce, mă voi duce să îmi dea și codurile acelea de reducere, de fapt codurile, cupoanele de reducere, pentru că am donat două sacoșe, iar pe fiecare sacoșă, v-am mai spus eu, dar presupun că asta este valabil în fiecare țară, o să primești un cupon, un voucher de 5 lire sau 5 lei sau 5 franci, cum este moneda în țara respectivă. Așa că am fost la Primark. Și vreau să vă spun că a fost atât de aglomerat, o să vă las niște imagini acum să ruleze pe fundal, atât de aglomerat, mi s-a părut că nu puteam să respir. Eu nu știu de ce, de la o vreme am probleme cu spațiile aglomerate, așa, nu știu, îmi dau senzația că nu mă pot controla, că nu pot respira. Te iubesc. Și n-am stat mult, am cumpărat niște lucruri pe care o să vi le arăt și eu. M-am oprit și la Boots, am intrat și la River Island să-mi iau eu ceva pentru mine, pentru că m-am hotărât de azi înainte, în fiecare lună, vreau să cumpăr câte ceva pentru mine, pentru sufletul meu, pentru ceea ce îmi doresc eu. Pentru că am avut senzația, de fapt nu că am avut senzația, așa a fost, pentru că eu sunt focusată atât de mult să-i ofer lui Fabian cam tot ce își dorește și cam tot ce cred eu că are nevoie. Și am văzut că Fabian, mititelul, el nu conștientizează
eforturile pe care le fac eu și nu suferă el, sufer eu. Și am zis că, ok, pentru că m-am dat la o parte și, Doamne ferește, nu vreau să mă înțelegeți greșit că ar fi fost vina lui, a fost simpla mea alegere și Adi mi-a spus că mai târziu o să-mi pară rău pentru asta, dar eu până nu m-am lovit cu capul, cu pragul de sus, cum se zice românește, nu m-am lăsat. Și am zis să-i ofer lui tot, să-i cumpăr și de aia, și de aia, și de aia, și de aia. Iar acum, pentru că mi-ați și scris în legătură cu Temu, am descoperit acest site și am găsit aceleași lucruri pe care le cumpăra lui Fabian de pe Amazon, le-am găsit acolo la un preț redus. Asta înseamnă că îmi rămân mie niște bani în buzunar și m-am hotărât ca banii aceia să, nu neapărat aceea, poate o sumă chiar mai mică, pentru că nu pot să trec de la extremă la alta așa, o sumă chiar mai micuță să o cheltui pentru mine, pentru ceea ce am eu nevoie, pentru ceea ce îmi doresc eu, pentru ceea ce vreau să schimb, pentru ceea ce mai apare și vreau să am și eu. Și nu mai vreau să stau să mă gândesc, lasă că banii aia pot să-i folosesc pentru Fabi, pentru a-i cumpăra jucării, pentru a-i cumpăra multe jucării. Și cred că mai degrabă are nevoie de mine decât de a avea de jucării. Bine, asta am conștientizat întotdeauna, dar m-am lăsat foarte mult deoparte, nu mi-am mai cumpărat mare lucruri sau multe lucruri, mi-am mai cumpărat absolut cam, nu că nimic, mi-am cumpărat lucruri mult mai puține și de foarte multe ori am renunțat la ceea ce îmi doream sau la ceea ce simțeam că mi-ar trebui, dar evident că nu, acum n-am renunțat la tot, cum v-am zis mai devreme. Pur și simplu, înțelegeți voi acolo ce vreau să zic. Așa că de azi înainte vom avea mai multe lucruri și pentru mine, pentru ceea ce îmi doresc eu, pentru că e important ca și eu să fiu fericită și e important ca și eu să mă simt liniștită, apreciată, să simt că am ceea ce am nevoie și că am ceea ce îmi doresc, mai fac și eu acolo un moft și să nu mă mai las pe mine întotdeauna, da, iubirea mea, chiar așa pe ultimul loc și să ajung să renunț chiar și la micile mele plăceri. Și pentru că v-am tot băzit acum la cap cu asta, o să vă prezint acum, mi-am făcut subscripție la Look Fantastic. De mult îmi doream să primești și eu această cutiuță lună de lună, pentru că sunt multe lucruri de care te poți folosi și era o plăcere de-a mea nevinovată. Și i-am zis luat într-o zi, să știi că m-a întrebat el ce sunt astea două și am zis, uite, mi-am făcut abonament. Și el mi-a zis, oh, super, mă bucur, mamă, și când am auzit așa, zic, ia uite, mă, ce fraieră eram eu. Stai, mami, să închidem gemuța aici. Stai, mami, că-ți prind mânuța. Și i-am zis, mi-am făcut subscripție, zic, oh, mă bucur. Așa că vreau să vă prezint și vouă ce avem în cutia asta. Eu am desigilat-o, dar n-am desfăcut-o, să spun că are o chestie mai ciudățică, cum dai drumul la... Am deschis cutia, gata. Așa, iar aici am cutia pe martie. Da, asta este în urmă. Avem aici niște leafleturi. Așa, să vedem ce conține cutia pe martie. Mi se pare că am văzut-o la Diana Andronic. Uite, avem două scrunchiuri de păr. Avem aici un scrub gomar, nu, un scrub iluminator de la Mio. Wow, sunt tare curioasă cum arată ăsta. Wow, e iluminator. Scrub iluminator, cam așa arată. Nu știu ce m-am băgat nasul, miroase a portocală. Ce frumos miroase. Să sperăm noi că va fi bun. Doamne, dar chiar aveam nevoie de un gomaj pentru față, ce mă bucur că... Așa, aici avem un antiperspirant cu unt de shea și cu ovăz coloidal. You want what? Așa. E micuț.
Se vede, nu are miros. Da, nu are miros. Și de acesta aveam nevoie să-l port cu mine. De la Gatineau Paris avem o apă, o crema poasă cu vitamina E, cu smochine și cu iarbă de mare. Cam așa arată, sunt curioasă și de asta. E aproape goală. Îmi place că miroase. Ah, ce-mi place că miroase. Miroase lux. Da, îmi place că miroase asta. Văd că se absorbe foarte repede în piele. Așa. Ce mișto. Mai avem aici o ojă de la Nile HQ. N-am auzit de ei. Lanța este drăguță. Dar n-avem, n-am cum să vă zic ce nuanță este, dar o să mă mai prezint ceva. Niște oje super drăguțe și o să vă zic nuanțele genasea de pe unghii, care este cea mai mișto oje ever pe care eu am cumpărat-o. Băi, și am ceva de la Anastasia Beverly Hills. Wow, ce mă bucur, n-am încercat niciodată nimic de la Anastasia și îmi doream. Am intrat pe site-ul lor și sunt scumpe tare. Ia să vedem, wow, ce mișto e și zic că e rimel, dar nu cred că e rimel. A, este un serum pentru sprâncene. Cam așa arată pensula. Mami, stai aici, puiu. Nu știu ce le face. Presupun că le fixează. A, sunt... Apply to clean brows, adică să îl aplicăm pe sprâncenele curate. Și cam atât spune. Să-l lași să se usuce și pentru cele mai bune rezultate folosește de două ori pe zi pentru 8 săptămâni. Așa, aceasta a fost cutiuța pe martie și hai să vedem, asta este pe aprilie, nu? Da, aprilie 2024. V-am zis, are, e foarte ciudată la deschidere. Așa, bun. Avem aceleași leafleturi, aceleași flyere. Hai să vedem. Wow, avem produse. Ia să vedem. Văd ceva mișto aici de la Elemis. O cremă cu procolagen, o cremă energizantă. Nu, este un cleanser. Deci este un gel de curățare de la Elemis. Doamne, de cât timp îmi doream și eu să-l folosesc. A, uite, acesta este chiar sigilat. Mă bucur când găsesc produse sigilate. Așa. Ce bine miroase. Miroase puțin a mentol. Ia să-i văd eu și structura. A, e gel, evident. Și face și spumă. Ce-mi place cum miroase. Doamne, abia aștept să-l testez. Așa, mai avem aici de la Paradox un spray pentru volumul părului. Băi, nu știu dacă am eu nevoie de ăsta neapărat, dar... Ia. Mamă, cum miroase ăsta. Alea, zici că e... Miroase foarte tare la lavandă și mie nu-mi place. Uite, zice că este vegan, care rădăcini irlandeze, nu mă interesează. 90% plastic free, 94% natural, vegan. Aplică direct pe păr. Vai, dar nu-mi place cu miroase. Ai de capul meu. Avem ceva interesant aici. Avem o cremă de corp de la Rituals of Sakura, de la Rituals. Mamă, și este o cantitate destul de bunicică. Avem 70 de mililitri cu orez, lapte de orez și cireașă. Ia să vedem aceasta cum este. Ce bine miroase!
Vai, ce bine miroase, miroase foarte proaspăt, așa. Deci presupun, da, presupun bine, aici avem un burețel aplicator. Da, iubirea lui mama, haide că uite acum, uite acum terminăm. Un burețel aplicator de la Glow. Da, la fel, mie nu-mi plac bureței care nu au partea aceea dreaptă pentru a intra perpendicular pe suprafață. Da, mami! O să-l testăm și pe acesta să vedem cum este. Avem o mostră de parfum. Deci fiți atenți ce avem aici. Avem o mostră de parfum de la Alien, de la Hypersense. Wow! Ia să văd eu cum este, pentru că eram tare curioasă de ea. Este noul Alien și mă gândeam să-l cumpăr sau să nu-l cumpăr. Simt ceva diferit față de ultimul Alien. Dar mi se pare puțin mai mild, puțin mai blând. Este parcă mai dulce. De. Dar nu e rău, nu e rău deloc. Dar nu este nici de dat pe spate. Și ultimul lucru pe care l-am aici este de la Siate sau Saiti, probably, nu știu. Avem, n-am auzit de ei, un blush cremă Velvet Skin. Ia să vedem și asta cum se păstrează. Oricum, eu vreau să-mi cumpăr în fiecare lună aceste produse și ce nu folosesc, fie le împar cu voi, fie le fac cadou. Ia să vedem cum este acest cream blush. Mamă, dar ce rozie! Mă, ce rozie ești! Nu, ăsta le iau direct cu mine la gunoi, din păcate, pentru că nu... Se și brânzește așa, nu știu. Da, produsele sunt drăguțe, chiar îmi plac majoritatea. Nu mă aștept să găsesc doar produse pe care mi le doresc. Și mai am ceva, doamne, ce era să uit. Ia uite ce avem noi aici. Avem de la Beauty Pro Squalane o mască de față de tip șervețel cu măsline, cu fructul pasiunii și cu portocală. Wow, ia uite ce era să scăpăm pe aceasta din vizor. Ce mă bucur, pentru că am nevoie și de aceasta. Uite, pentru 15 minute. 100% biodegradabilă, o formulă vegană, o formulă testată dermatologic și este făcută în Coreea. Super drăguț. 13 lire costă toate produsele, de fapt eu cheltui 13 lire pe aceste produse. Nu știu dacă facem afacere sau nu, dar important este că cumpăr niște lucruri, primesc niște lucruri și îmi fac o bucurie pentru mine. Bun, am stat de vorbă o grămadă, haideți să mergem jos să facem micul dejun și ne mai auzim după. Hai, let's go. Give me your hand. Așa, iubire. Bravo. Bravo. Așa, iubire al mami. Suntem în sufragerie și mâncăm micul dejun, ne chinuim, nu mai vrea să mai stea în scaunel, nu vrea să stea nici la masă. Și ne chinuim așa, nu? Că tu ești șmecher. Hai, stai unde să o fac. Ei bine? Stai unde să o fac, hai. Așa. Hai, stai aici cu mami și mănânci, da? Hai, poftim. Așa, mami. Așa, iubitule. Bravo, mama.
Bravo. Așa. Da, mami, da. Da, uite, vezi ce frumos mănânci dacă stai într-un loc? Hai la mami. Da. Toate acestea fiind spuse, vreau să vă spun motivul pentru că, motivul, să vă spun, să vă explic puțin titlul acestui videoclip. Voi ați, ați văzut acolo că am început terapia. Probabil stați și vă gândiți pentru Fabi, dar de data aceasta nu. Este pentru mine. Am simțit nevoia ca eu să vorbesc. Nu, trebuie să îmi desprim părul pentru că mă enervează. Am simțit nevoia ca de data aceasta eu să vorbesc cu un terapeut și pentru mine. Și am vorbit cu Adi și cred că o să facem și o terapie de cuplu. Și aș vrea să vă explic puțin ce înseamnă asta. Nu că vom face noi terapie pentru că avem probleme în familie, Doamne ferește, slavă Domnului, nu avem, ci pentru că este greu să primești un astfel de diagnostic pentru copilul tău, în sensul în care fiecare părinte își dorește ca al său copil să fie bine. Probabil îmi veți spune că nu este capăt de lume, că putea fi mai rău, eu sunt conștientă de asta, dar putea fi și mai bine. Nu pot să spun că mă bucură, Doamne ferește, nu. Mă bucură că nu e mai rău, da, mă bucură. Și credeți-mă că mi se umple sufletul de durere și de amărăciune când văd mămici care imploră să donăm pentru copilașii lor, că nu știu ce boli au și... Hai la mama aici, apoi. Boli incurabile. Doamne ferește, îi mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi. Stai, mami, cu minte, te rog. Îi mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi că l-am sănătos. Dar mi-aș fi dorit... Stai, mama, te rog. Mi-aș fi dorit să fie un copil tipic. Să nu ne mai chinuim cu multe lucruri. Dar totuși mă bucur că Fabi este un caz fericit, să zic așa, pentru că nu este un copil cu autism tipic și probabil acum iarăși veți veni și mă veți asalta că nu există autism tipic, că nu există autism non-tipic, că nu există autism atipic, că toate sunt autism. Eu înțeleg ce ziceți, dar autismul acesta, aspectul acesta este foarte larg și se dezvoltă și se prezintă diferit. Eu mă bucur că Fabian are o formă foarte ușoară, dar în același timp sufletul îmi plânge pentru că aș fi vrut să fiu un copil tipic. Ia la mama. Așa, iubirea mea. Și nu vreau să mă gândesc ce-o fi în sufletul mamelor care au nu unul, ci doi cu autism grav. Chiar ieri am văzut pe un grup de mămici din Anglia, mămici în UK, o mămică care cerea un loc de muncă de acasă pentru că are doi copii cu dizabilități, unul cu autism cu retard, iar celălalt, nu mai știu, parcă paralizie ceva avea. Oricum, greu, greu. Și era mămică singură de patru copii, doi cu dizabilități, a părăsit-o soțul. Și cerea ceva de muncă de acasă, dacă se poate ceva online, care să dea ei banii direct în bancă. Oricum, săraca mămică era clar că avea nevoie de așa ceva. Și stau și mă gândesc, Doamne, cum ar putea altele? Deci nu știu, pentru că e greu. E greu și mai ales să fii judecat. Ia la mami pui. Fabi, ia la mama puișul. Așa. Să fii judecat, că de ce face aia, că de ce nu face aia, că trebuie să face aia. Să știți că fiecare copil este diferit. Și eu v-am mai spus, eu primesc foarte multe mesaje și lumea îmi spune, dar nu-i mai da așa să mănânce, dar nu-l mai ține așa, dar nu mai face așa. Cred că fiecare mamă știe ce e mai bine pentru copilul său. Și asta am subliniat-o de foarte multe ori și o voi mai sublinia până lumea va înțelege că un copil cu autism nu poate fi comparat cu... Hai la mami, pui! Cu un copil
tipic. Ia la mama. Fabian, breakfast. Good boy. Good boy. Ce faceți voi cu copilul vostru nu înseamnă neapărat că se aplică și copilului meu. Și de la acest lucru pe mine m-au bulversat așa multe idei, multe opinii, multe sfaturi pe care să nu mă înțelegeți greșit, nu că nu vreau să le aud. Vreau, dar trebuie să înțelegeți că sunt niște lucruri pe care voi mi le spuneți, eu le iau la cunoștință și este up to me dacă le pun în practică sau nu, pentru că eu știu ce mai bine ce funcționează și ce nu funcționează la Fabian. Și în acest sens, văzându-mă puțin copleșită, nu doar de, Doamne ferește, nu doar de mesajele voastre, ci așa în general, m-am simțit eu copleșită, fie cu munca, fie cu decizia mea de a pleca de la muncă, reîntoarcerea, parcă ne ducem iarăși în același sens. Multe ore pe săptămână, ne-a stăt cu Fabi prea mult. Hai la mama, puișor, ce ai acolo? Multe păreri în jurul meu, parcă m-am simțit așa, nu știu, puțin copleșită și faptul că nu am pe mama aici, n-am pe nimeni, practic, m-am simțit așa puțin copleșită și parcă îmi doream așa să stau de vorbă cu cineva, dar nu doar cu cineva, doar să-mi dea dreptate că ceea ce fac eu este bine. Fabian, breakfast. Hai la mama, puișor, hai te rog, come here. Și de aceea am luat legătura cu o psihologă și am început terapia. I-am explicat care sunt toate temerile mele, care sunt dorințele mele, ce îmi doresc să fac, ce îmi doresc să realizez. Haide, vină încă puiul meu. Haide. Și care sunt frustrările momentan, pentru că este vorba de multe frustrări acolo. Și astea, în primul rând, ar fi trebuit ca eu să le recunosc din prima și să nu mă mai învârt așa în jurul cozii. Pentru că, exact așa cum a spus doamna terapeut, în momentul în care ți le recunoști, sunt ale tale, le iei la braț cu tine, mergi cu ele și vă împrieteniți. Și în gândul meu a fost, nu vreau să ajung să cred că sunt o frustrată. Ei, uite că sunt. Am frustrări, cum avem toate, și nu știu câte dintre noi avem puterea, curajul și capacitatea necesară de a recunoaște asta, pentru că nu este un lucru ușor de recunoscut, nu este un lucru ușor de dus și nu este un lucru deloc ușor de rezolvat. Pentru că, da, este foarte greu să ai frustrări, să ți le recunoști și să mergi la braț cu ele și să te și împrietenești cu ele, exact așa cum mi-a spus mie psihologa. Fabian, have another one. Hai. Vreau să-l învăț să vină el la sursă, nu să mă duc eu la sursă. Hai, come here. Good job. Da. Și vreau să vă spun că prima ședință a decurs foarte bine, o ședință în care m-aș fi așteptat, pentru că și când am vorbit cu terapeuta lui Fabian din România, dar asta va fi un alt vlog, care îl veți vedea la mine pe canal. Când am vorbit cu terapeuta din România, pentru că fac terapie online cu cineva din România, vreau să vă spun că din 50 de minute, cred că 30 de minute m-am plâns. Hai la mama! Hai la mami pui! Fabian, come here! Hai! Am plâns pentru că mă simțeam așa, ca și cum eram o carte deschisă, mă deschideam în fața unui străin și stăteam și mă gândesc, dar de ce nu mă deschid eu în fața mamei, dar de ce nu mă deschid eu în fața prietenii mele? Și după aceea am văzut că am făcut clicul acela cu psihologa și m-am liniștit. Și mi-a spus că nu sunt singura, că toate facem așa și că majoritatea mămicilor cu copii, fie cu autism, fie cu ADHD, fie cu o boală, fie cu un dezechilibru, cu orice, iau și ele lecții de terapie. Hai la mama aici, puișor! Și că parcă ce a auzit la mine, nu că parcă, sigur, ce a auzit la mine, aud de la fiecare. Ia la mama, puișor! Fabian, haide!
și că asta deja nu mai este o rușine. Plus că sunt și oameni care nu au absolut nicio problemă, nici cu copiii, nici cu ei, nici cu soția, nici cu soțul, nici, pur și simplu din cauza stresului, din cauza cotidianului, din cauza afacerilor, din cauza serviciului, din cauza unei singure persoane de la locul de muncă, ajung să facă terapie. Pentru că lumea nu mai este cum a fost, este plină de răutate, plină de dușmănie, plină de... Ia la mama. Hai să demonstrăm că eu sunt șeful, știi, pe premiza asta se merge și majoritatea recurg la terapie. Și mi zicea doamna terapeut că dacă aș vedea agenda să văd câți are copii și câți sunt adulți, aș rămâne impresionată. Și să știți că, nu știu, scrollând și eu așa pe Instagram și pe Facebook și dând așa peste diferite lucruri, îți dai seama că lumea nu mai este cum a fost. Și că te sperie, te panichează. Și am zis o singură întrebare. I-am adresat și răspuns. Bine, i-am adresat mai multe întrebări, evident, dar o singură întrebare i-am pus și mi-a stârnit așa un... ca un flash așa în capul meu și mi-a zis, băi, revină-ți la realitate. Hai la mama, Fabi! Am întrebat-o dacă... Bine, n-a putut, Doamne ferește, nu dă informații personale. Am întrebat-o doar dacă dintre mămicile cu copii cu autism a fost vreuna care să zică, băi, eu pot să duc ăsta. Eu te sun așa, doar pentru că trebuie să fac terapie și... Eu eram curioasă de cum sunt altele și ce mi-a spus. În primul rând trebuie să fii curioasă de cum ești tu. Și zic, da, ok, sunt conștientă de asta, dar eu mă simt pe mine foarte, foarte moale. Simt că pe mine diagnosticul ăsta al lui m-a cutremurat așa și m-a schimbat așa ca și om. Și mi-a zis ca să îți spun adevărul, nu ești singura, majoritatea fac așa. Probabil tu ești singura care recunoaște într-adevăr că suși tare și se vede că nu ești ok cu asta. Și mi-a zis că majoritatea încearcă să fie să se îmbărbăteze singure, fie să spună că da, totul va fi bine, că o să reușim. Și asta este doar o viziune optimistă. Și am spus ei, eu nu știu, îmi doresc, Doamne ferește, și știu că la un moment dat se vor liniști lucrurile și la noi. Dar eu stau și mă gândesc acum, în prezent. În prezent eu simt că sunt neliniștită, nu pot să mă gândesc ce va fi în trecut. Și mi-a zis că sunt singura care a avut ideea asta și i s-a părut și ei super interesantă că majoritatea se gândesc, da, totul va fi bine. Dar până să ajungi la totul va fi bine, trebuie să te gândești la prezent. Și mi-a zis că asta le spune și ea tuturor. Le încurajează, le lasă să fie optimiste, dar trebuie să o luăm pas cu pas. Și mi-a zis că i-a plăcut tare mult că eu n-a trebuit să mi se spună, că mie n-a trebuit să mi se spună lucrul ăsta, ci m-am oprit eu la asta. Deci ea când a încercat pe mine să mă încurajeze, să-mi spună că totul va fi bine, dar trebuie să o luăm pas cu pas, eu i-am spus ei, eu nu vreau să mă uit la ce va fi în viitor, eu vreau să mă uit acum. Cum fac eu ca acest prezent, care momentan nu este destul de luminos, mami, să fie luminos. Și mi-a zis că i-a plăcut tare mult cum am abordat eu lucrurile. Și asta spun tuturor, pentru că multă lume îmi spune și pe YouTube, și pe Facebook, și pe Instagram, totul va fi bine, totul va fi bine, dar până la să ajungem la totul va fi bine, trebuie să trăim prezentul. Trebuie să trăim prezentul și să ne focusăm pe prezent ca să ajungem la totul va fi bine. Urmează să vină la mama, Fabian, haide. Urmează să continui cu fata aceasta, pentru că mi-a plăcut tare mult cum abordează lucrurile și cum pune în balanță situațiile. Mă face să mă simt liberă, să vorbesc liber, mă face să mă liniștesc și îmi place că suntem pe aceeași lungime de undă.
Ia la mama, așa iubirea mea. Și îmi place foarte mult că are experiență vastă atât cu copiii cât și cu părinții. Probabil mă veți întreba de ce nu l-am dat pe Fabian la ea la terapie. Acesta este un subiect separat, cum v-ați mai devreme. Una dintre voi, te pup, Georgiana, și mulțumesc din toată inima, mi-a făcut, este și ea o mică de copii special, mi-a făcut cunoștință cu o terapeută din Brașov, cu care la fel am făcut un click foarte frumos. Dar tipa la care mă duc eu, de fapt terapie online, este full, 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 iar pe mine mă poate primi odată la 2 săptămâni, pentru că mai face cu cineva odată la 2 săptămâni, tot așa un adult, și ne pune în contratimp. E la mama, pui? Iar cu Fabian vom face cu terapeuta de la Brașov, vom începe terapia online, pentru că văd că de la occupational therapist încă n-am primit răspuns când putem începe și vreau să începem într-un fel sau altul, și așa că vom merge cu amândouă paralel, și cu terapeut ocupațional și cu terapia online. Vreau doar să mă învețe pe mine ceea ce trebuie să lucrez cu el. Cum trebuie să lucrez, cât trebuie să lucrez și așa mai departe, pentru că oricât aș citi eu, nu am experiența necesară să văd. Trebuie făcut un raport, trebuie să vedem cum reacționează Fabi. Fabian, come here! Și care este cea mai bună decizie pentru el. Ce sau de mami? Ia uitați-l cum alergă. M-ați mai întrebat, mai multe dintre voi, care au fost primele simptome ale lui Fabian și cum mi-am dat eu seama că are autism. Dacă vă interesează acest subiect, vă rog să mi lăsați în comentarii și să-mi spuneți dacă vreți să fac un videoclip separat cu simptomele pe care le-am văzut eu că le are Fabi și cum mi-am dat eu seama că are autism. Da, mama! Dacă voi considerați că vă ajută, aș face acest videoclip cu mare drag. Am stat de mult, foarte multe ori, și m-am gândit să-l fac, să nu-l fac. Este un videoclip care e dureros, dar na, asta este. Da, mama! Da, mama! Lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi dacă vreți să vedeți videoclipul acesta. Mama! Da, mama! Gata, noi vă spunem la revedere și ne vedem la un nou clip la noi aici pe canal. Nu uitați să vă abonați și să ne lăsați nou un like și un comentariu. V-am pupat! Mua!